Vă salut din nou, dar nu ca de anul nou. Acum ne apucăm de treabă și am vrea ca în acest fas să facem niște schimbări ca să avem diferite flori peste tot anul. Întâi trebuie să vedem ce flori avem ca să știm ce modificăm. Prima floare care vreau să vă arăt este Regina Nopții. Numeroase, probabil trecută floarea. Floare crescută din frunze de anul trecut. Am pus-o aici acum o lună, cred, și a înflorit. Bun, ce mai avem? Avem aici o floare, parcă ar fi, cum să-i spun eu, din România, floare de colț. Așa arată. Dar nu știu, nu cred că aici ar crește, cu toate că odată am cumpărat și semințe și am primit aceste flori. Da? Mă refer la Regina Nopții. Astea au crescut aici. Văd că sunt harnice. Nu știu cum am ajuns. Uite, asta s-a rupt. O rupem de tot. Nu știu ce flori sunt. Le las să crească. Poate că sunt flori frumoase. Dacă nu, le tai de rădăcină și am rezolvat treaba. Am niște galbenele care cresc. Am aici de câțiva ani această ciuboțica cucului frumoasă. Flori mușcate puse mai din timp de mine, cam tot acum o lună. O mușcată care crește din semințe. Da? Ce mai avem? Alte mușcate, asta e tot din semințe, crește. Bun. Acum ce trebuie să fac? Vreau să pun două mușcate albe acolo și să pun și câteva de aici. Și mai vedem. Hai să ne apucăm de treabă. Ce trebuie făcut, cum trebuie făcut sau cum fac eu. Florele de aici am și dintre asta curgătoare. Cu siguranță am să pun, dar nu la acest vas, pentru că asta o să fie diferit, pus într-alt loc. Mai am mușcate de alte culori, dar vreau să pun două albe aici. Eu, ca să nu pierd pământul, îl pun vasul într-un lighean și îl răstorn și după care selectez florile. Recomandarea mea pentru a avea flori frumoase și sigur că se prind, trebuie rupte florile existente și frunzele care sunt problematice, să le spun, cu culoarea schimbată. Ele vor cade oricum. Aici avem un pui. Cum facem și o înmulțire. Acest pui îl rupem. I-am rupt frunzele. Uite și frunza de aici are o leacă de probleme. Asta este bun de pus să avem o nouă plantă. O să o punem în câteva momente. Deci asta este planta ideală pentru a crește în această vară. Cu siguranță îi vor mai da și alți puișori. Căutăm zonă unde nu avem flori. Și le montăm fără nicio problemă acolo. Le plantăm. Eu fiind învățat cu montatul pieselor, am zis montăm. Dar nu e nicio problemă, voi mă înțelegeți pe mine. Aici asta are prea mult pământ, așa că am să fac spațiu mai mult. Floarea, cum am spus, trebuie ruptă, astea au să cadă și aici văd că
Regina Nopții stă acolo. Regina Nopții aici crește din rădăcină după aia. Da, următoarea plantă va veni din rădăcină dacă are condițiile necesare. Le-am pus spre mijloc din cauza că florile să fie ca un buchet mai mare aici. Și acum, având aceste flori, un alt aspect aici. Aici, dacă se vede, pământul nu este udat. Le-am lăsat un pic să fie leșinate, să le spun așa. Le mut aici, o parte dintre ele, și când vor simți hrana, apa, mă refer, atunci ele își vor reveni și se vor adapta mai ușor la viața care îi se oferă. Am făcut schimbările care trebuiesc la mai multe vase. Acum trebuie udate florile. Se vede că sunt ofilite mai tare acum. Trecem la pasul următor. Uite și aici am făcut schimbare. Trebuie udate și astea. Am făcut chiar o mare schimbare la astea, pentru că am avut multe crizanteme, au crescut. Și chiar mi-a ocupat locul pentru florile mele. Acum avem aici unde au fost florile, trebuie să reduc presiunea. Și sunt ardei, au rămas ardei aici, unde trebuie să pun puiul de muscat. E foarte simplu. Da, rămas doar o frunză, floarea care a fost, am rupt-o, celelalte frunze, de aici vor crește rădăcini noi. Îl punem în vas. Udat la început suficient, deci l-am udat suficient acum, e apă peste tot. Și îl ducem în greenhouse. Acolo o să fie mai cald noaptea și nu o să fie foarte cald ziua. O să-l pun acolo și o să vedem evoluția. Urmărind filmulețele mele, o să vedem toate evoluțiile care le-ați văzut acum. Bineînțeles că toate astea o să le vedeți în timp și o să vă le explic atât vouă cât și celorlalți. Am făcut schimbare și la hrana cu ziare. Ăsta e crinul cel mai vânjos și aici hrănesc cu ziare, cu șervețele. De fapt, hrana a fost dedesubt. Și ăsta e al treilea an când crește foarte bine. Dacă urmăriți filmările, o să vedeți că am dreptate. Am pus două mușcate roșii, una roz acolo, ăstea de aici. Ca să ridic filmarea. Ăstea de aici din alt vas alăturat, ca să nu se facă. Am pus și câteva petunii. Și o să fie treaba foarte bună. Am aici o iarbă neagră. Are frunzele negre. Ok. După atâta muncă, merită o relaxare. Dar nu înainte de a termina. Trebuie puse acele vase la loc, trebuie completat cu udatul, deci aici nu este udat. Dar am vrut să vă arăt un început, pentru că vreau să schimb acolo la gardă diferit. Astea vor ajunge acolo. Dar pas cu pas vi le arăt și o să ne bucurăm toți de ceea ce o să realizăm. Până la următoarea filmare, vă doresc multă binecuvântare. Subscribe,
comentarii, informații, dacă mă doriți, puteți să scrieți până când am să vă răspund. O să vedem. Uneori răspund mai repede, uneori mai târziu. Toate cele bune tuturor!